Nu există soluții pe termen scurt pentru a evita deconectările de avarie ale sistemului energetic. Prin urmare, situația de ieri se poate repeta, declară ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu. Pentru a minimaliza riscurile, trebuie să mărim cantitatea de curent electric produsă pe teritoriul țării noastre și să diversificăm sursele din exterior. Potrivit lui Spânu, ministerul a pregătit o strategie în acest sens, doar că pentru a o pune în practică avem nevoie de 28 de ani și foarte mulți bani. Ținând cont de atacurile masive pe care le face Federația Rusă în Ucraina asupra infrastructurii critice, nu este exclus un astfel de scenariu sau repetarea unui astfel de scenariu. Trebuie să pornim de la situația pe care o avem. Republica Moldova este interconectată sau liniile sunt interconectate cu Ucraina, deci în momentul în care cade frecvența în Ucraina, automat se cade frecvența și în rețeaua de transport de pe teritoriul țării noastre. Andrei Spânu susține că de această dată am fost mai afectați, pentru că bombardamentele au avut loc la Odessa, oraș din vecinătatea hotarului, și reconectarea a durat mai mult, deoarece echipele de muncitori au stabilizat frecvența în rețele și au conectat fiecare linie în parte pe timp de ploaie. Deși soluții există, acestea nu pot fi implementate imediat. Odată cu construcția liniei Vulcănești-Chișinău, Suceava, de interconexiune cu România, evident că aceste riscuri se vor micșora. Suplimentar, dacă vom crește producția de energie electrică pe teritoriul țării noastre, evident că aceste riscuri se vor minimaliza. Linia de tensiune înaltă pentru transportarea curentului de la Vulcănești spre Chișinău a început să fie construită în noiembrie anul trecut, iar lucrările urmează să fie finalizate în aproximativ 3 ani. În prezent, România livrează 80% din cantitatea de curent electric necesară țării noastre, acesta fiind transportat printr-o rețea care traversează Ucraina. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a prezentat astăzi Strategia Energetică Moldova 2050, prin care își propune să edifice noi centrale electrice și să promoveze eficiența energetică în diferite sectoare. În context, Spânu a declarat că țara noastră nu dispune de bani pentru astfel de proiecte, iar autoritățile mizează pe susținerea financiară a partenerilor externi. Documentul a fost publicat pentru consultări publice și trebuie aprobat de Cabinetul de Miniștri.